22 de locuri de joacă din județul Gorj au fost închise în urma controalelor comisarilor de la Protecția Consumatorilor Gorj. Acestea nu îndeplineau prevederile legale și reprezentau chiar un pericol pentru copii. Au fost constatate o serie de deficiențe grave care au dus la suspendarea activității parcurilor până la remedierea problemelor. Potențialele pericole, așa cum au fost ele identificate în cadrul analizei de risc în exploatare. Echipamente de agrement nu sunt inscripționate cu informații privind denumirea echipamentului, codul de identificare a echipamentului, seria, anul de fabricare, producătorul și caracteristicile tehnice. Au fost verificate 8 primării și un operator economic. Au fost întocmite 8 procese verbale de constatare a contravenției, prin care au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 128.000 de lei.